sunt convenit cu ascultătorii noștri din această seară. Profesorul și scriitorul și jurnalistul Jean Sevidian, care propune în această seară un parcurs al realităților creștine la ora actuală din Franța, introducându-ne în această meditație existențială asupra libertății. Libertate care poate să se transforme foarte ușor din cauza slăbiciunii umane și a păcatului în libertinaj. Suntem foarte îndatorați pentru această vizită. Este prima dată în România, prima dată la București. A vizitat cu ceva ani în urmă cu Asociația Exilului Românesc de la Maison Roumain la Paris. Are deja mai multe publicații traduse în limba română la editura Humanitas și suntem deci, iată, bucuroși că a venit în mijlocul nostru, în mijlocul unui grup de credincioși care, nu, dau mărturie asupra apartenenței la o biserică ce a știut, nu din vanitate sau efort uman, să trăiască prin Harul lui Dumnezeu acest atașament față de adevăr și față de libertate, în primul rând libertate interioară, ca mărturie a lucrurilor pe care Bunul Dumnezeu le-a dat omului în structura sa intimă. Suflet, spirit și libertate ne fac una cu chipul Domnului și Hristos este Cel care ne invită pe toți să pășim pe urmele sale pentru a reproduce cu adevărat noi omenia, omenia ca dară de Dumnezeu. Un grand merci je viens de vous présenter un peu, si vous voulez, tout en espérant que vous aurez aussi demain soir l'occasion de proposer aux lecteurs et au public romain cette sagesse qui vient d'un témoignage premièrement chrétien, parce qu'on ne peut pas séparer notre science et notre culture des convictions premièrement morales et puis des convictions qui portent en rencontre avec Dieu et avec le prochain. Grand merci d'être ici ce soir, tout en accompagnant votre visite la première fois en Roumanie à Bucarest. Exprime donc toute la gratitude et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de sympathie parce que la Roumanie était toujours liée au cadre culturel français, mais en plus pour nous, cette communion et ce respect, cette charité qui fait un lien de foi et de cœur avec un frère qui essaie d'abord de témoigner sa vie chrétienne et ensuite mettre le doigt sur la conscience morale de la société où nous essayons de poursuivre notre existence.
și nu numai pentru această invitație și această prezență la București, în România, care este legată din punct de vedere cultural și al reperelor sale tradiționale de cultura și civilizația franceză, dar sunt aici și în această situație de a existențială chiar, de a aparține aceleiași biserici catolice, chiar dacă după ritmul roman, venind aici în mijlocul dumneavoastră, într-o biserică care, iată, reîntregește comunia catolică. Je suis français, donc je viens d'un vieux pays chrétien. Nous avons été christianisés au tout début de la chrétienté, les premières communautés chrétiennes sur le marché sur le sol français au premier, enfin, deuxième et troisième siècle. Sunt, deci, iată, creștin catolic, sunt francez și vin dintr-o perspectivă de istorie și de cultură creștină. Suntem păstrători acelei creștinări, dacă putem să o spunem, creată de 2000 de ani. Symboliquement, un personnage qui compte dans notre histoire, qui est le roi Clovis, est un des premiers rois, s'est fait baptiser en l'an 499 et il a inscrit un lien fort entre l'histoire de France et la foi chrétienne et même la foi romaine, puisqu'il s'est converti à la chrétienté, mais dans sa version romaine. Unul din personajele importante ale acestei creștinări, ale acestei civilizații creștine, la baza civilizației creștine franceze, este regele Clovis, regele francilor, care la mijlocul secolului al V-lea s-a încreștinat și a primit atașamentul și legătura cu Biserica Romei în creștinismul de rit și de exprimare romană. Pendant tous les temps anciens, pendant le monde ancien, la France a été une grande nation chrétienne. Les rois de France étaient chrétiens. La France était un grand pays par sa taille, sur le nombre de ses habitants, et elle donnait beaucoup à l'Église. De-a lungul secolilor, France a mărturisit un atașament deosebit față de crezul bisericii catolice, de altfel, regalitatea franceză a fost, iată, un alt semn al acestui atașament și totdeauna Franța și prin prezența ei, prin opera ei, prin lucrarea ei, nu, în istoria societății, rămâne o prezență impresionantă. Sur un plan istoric, on ne peut rien comprendre la histoire de l'ancienne France si on ne tient pas compte de la place du christianisme dans l'histoire de France, dans la société française, nu putem să înțelegem cu adevărat istoria Franței fără să aprofundăm studiul față de reperele creștine, față de rolul bisericii și prezența ei în societatea franceză de-a lungul secolelor. L'unité de foi a été longtemps un des ciments, un des liens de la société française dans les anciens temps. Unitatea credinței a fost una dintre cele mai importante problematici pe care Biserica a încercat să o consolideze și să o exprime în existența ei. Mais, je vais très vite, je fais une synthèse. O voi face, bineînțeles, foarte repede o sinteză. Au XVIe siècle, nous avons eu des guerres de religion très fortes en France quand certains Français ont choisi la réforme, le protestantisme. De exemplu, în secolul al XVI-lea am avut acele războaie religioase pentru că o parte a francezilor au înțeles să aleagă o variantă creștină a bisericii reformate. Donc, à partir de cette époque-là, on peut dire déjà, dès le XVIe siècle, il n'y a plus vraiment d'unité de foi, d'unité spirituelle, les Français. Ils sont partagés, divisés spirituellement. Deci, iată, de din secolul al XVI-lea, Franța trăiește această diviziune. Nu mai există unitatea credinței și unitate la nivel interior din cauza acestor separări. Le deuxième grand choc spirituel, politic et politique et religieux en même temps, ça va être le XVIIIe siècle et la Révolution française. Le courant des Lumières s'inscrit contre l'Église. Et la Révolution française va être un choc violent
avec une très forte persécution du christianisme pendant la Révolution française. Un al doilea moment care a accentuat această divizare a spiritelor în Franța este, bineînțeles, în secolul XVIII, începând cu XIX, Revoluția, care pune în discuție și chiar în criză fenomenul apartenenței la Hristos și, totodată, prin persecuția sângeroasă împotriva bisericii, inaugurează o nouă epocă ce, cum spuneam, nu mai există această unitate a spiritului creștin. Après la Révolution, va revenir la paix civile. Bonaparte, le futur Napoléon, va signer un concordat qui va donner un cadre juridique qui va permettre de redonner la paix à l'Église. După 1804, Napoléon încearcă o reconciliere cu biserica, încercând acel dialog concretizat prin concordat, prin tratatul cu Biserica Romei, încercând o refundere în drepturi a elementului creștin. Attention, il ne faut donc pas confondre, ce concordat ne signifie pas que le christianisme soit religion d'État, il n'y a plus de religion d'État à partir de cette époque-là, mais il y a un cadre juridique, des garanties qui sont données à l'Église et qui vont se conserver. Să fim preciși, nu e vorba aici de a mai declara creștinismul ca religie de stat, dar concordatul din Napoleon cu Biserica oferă cel puțin un cadru juridic ce poate fi un suport și pentru viața bisericii ca ea să se manifeste public. À l'intérieur de ce cadre va permettre un grand renouveau catholique au 19e siècle. Le 19e siècle est un grand siècle pour le catholicisme français, pour l'Église. Lucrurile acestea au fost pozitive pentru că de la concordat biserica a putut să dezvolte un formidabil apostolat și secolul al XIX-lea este prin excelență un secol al revigorării creștine și asta a permis bisericii să-și împlinească în parte apostolatul. Alors que le clergé avait été pratiquement détruit par la Révolution française, aussi bien les prêtres que les congrégations religieuses, les religieux et les religieuses, en 1870, c'est-à-dire jamais 70 ans après la Révolution, nous avons 56 000 prêtres en France, 30 000 religieux, 130 000 religieuses. Déjà, această revigorare a spiritului creștin prin acțiunea bisericii în cadrul nou juridic permite o creștere formidabilă și a prezenței preoților, a prezenților congregațiilor religioase, cu o implicare în societate formidabilă care a crescut cu intensitate de vorba de cifre chiar de sute, de mii de persoane care făceau parte din congregațiile mănăstirești și care au crescut treptat și cu perseverență până în 1870. Il y a donc une France chrétienne, une France catholique qui est très forte, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les Français sont partagés, ils sont spirituellement et politiquement au fond divisés, partagés depuis la Révolution, il y a aussi une autre France, la France héritière de la Révolution, de la philosophie des droits de l'homme, des Lumières, qui va être très anticléricale. Et nous avons, à partir du 19e siècle, parallèlement, un anticléricalisme très fort en France. În momentul Revoluției franceze, acest moment a inaugurat o Franță paralelă Franței bisericești, Franței de credință, inaugurând acel curent bazat pe luminismul detașat complet de partea spirituală de credință și a creat pe parcursul secolului al IX-lea și acest curent, această mărturie a divizării spiritului francez, o Franță anticlericală, o Franță care nu voia să aibă de-a face cu mărturia sa creștină pluriseculară. Ce combat, cette opposition entre deux Frances se radicalise un peu sous Napoléon III, notre deuxième Napoléon, enfin notre histoire numéro 3, mais c'est le deuxième à régner, et à cette époque-là, il y a ceux qui sont très anti-Napoléon, Napoléon III protège l'Église, ceux qui sont très opposés à Napoléon III, qui sont républicains, vont affirmer en même temps s'affirmer comme très anticléricaux. Et donc, il y a un lien qui s'établit entre l'idée républicaine et l'idée anticléricale. Et que, 1850,
se instaurează un al doilea imperiu sub Napoleon al III-lea, care în principiu încerca să apere drepturile bisericii și mărturia creștină. Această Franța anticlericală, conflictul ei cu Franța creștină tradițională s-a acutizat, această aripă a spiritului francez anticlericală a pus accentul și sensibilitatea sa exprimată mai degrabă într-o alegere, opțiune politică evidentă pentru Republică. Je suis obligé d'aller vite. À la fin du 18e siècle, 1879 pour être précis, les anticléricaux prennent le pouvoir au sein de la République. Et ils vont le conserver jusqu'en 1939. Republicanii reușesc să reia din nou puterea după căderea Imperiului, lui Napoleon al III-lea, și ei mențin practic această putere până către sfârșitul primului război mondial. Il y a la fin du 19e siècle, au début du 20e, tout un combat entre la République qui est anticléricale, les gouvernements qui se succèdent et l'Église, qui vont se traduire par la laïcisation de l'école, par la l'exil des congrégations, puisque les congrégations religieuses vont être interdites en France, entre 30 000 et 60 000 religieux et religieuses vont être obligés de quitter la France, ceci jusqu'en 1904. Deci, în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, această conflictualitate crește în mod impresionant. Acele guverne anticlericale, republicane, care apoi vor culmina în acțiunea lor de persecuție chiar împotriva bisericii prin legile din 1905, când, iată, biserica pierde privilegiul de a ține școlile, școala franceză este complet laicizată, sunt desfințate ordinele călugărești, mii de călugări și călugărițe trebuie să fie să renunțe la statutul lor public sau să emigreze și acest, să zicem, tipar politic rămâne până la urmă, practic, inclusiv în primele decenii ale secolului al XX-lea. En 1905, une loi qui est adoptée par qui est la loi de séparation des églises et d'État, c'est-à-dire que le concordat de Napoléon de 1800 est aboli. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de lien en France entre la religion et l'État. L'État ne reconnaît aucune religion. En 1905, spunea această lege care separă complet statul de biserică și care practic nu mai recunoaște niciun merit și nicio prestanță vreunui cult religios practicatează din acești primii ani ai secolului al XX-lea. La Grande Guerre, en 1914-1918, va faire en partie baisser cette passion anticléricale. Pourquoi? Parce que pendant cette guerre, les Français des deux familles spirituelles, en quelque sorte, les catholiques ou les protestants, comme les anticléricaux, vont subir les mêmes épreuves. Et donc, les gens qui avaient l'habitude, comme on dit en français, de bouffer les curés, qui étaient très anticléricaux, voient que les catholiques, eh bien, c'était des hommes comme eux, connaissaient les mêmes souffrances. Această intensitate și această chiar violență a anticlericalilor față de Franța creștină, nu, se domolește puțin la sfârșitul primului război mondial, pentru că au văzut mărturia formidabilă pe care au dat-o cei care nu rămăseseră fidel bisericii și spiritului creștin, au împărtășit practic aceeași tragedie a frontului și au văzut că acești oameni care continuau să rămână atașați bisericii și spiritului creștin nu erau neapărat oamenii care împărtășeau, cum se spune în franceză, greu de tradus, erau cei care erau aparținători sacristiei, ai dulapului din sacristie, nu? Iată, nu erau niște monștri, așa cum opinia publică seculară încerca să-i arate și să-i definească. Il y a donc une sorte de compromis qui s'est établi entre l'Église et entre cet État qui reste anticlérical, mais pour qui l'anticléricalisme n'est plus la première nécessité. Deci apare, iată, un lucru până la urmă pozitiv. Statul anticlerical continuă să rămână la fel stabil în principiile sale laiciste,
dar își domolește acțiunea concentrându-se pe alte aspecte ale lucrării sale politice sau sociale. La Seconde Guerre mondiale, avec ses divisions, encore des divisions entre Français, ceux qui ont choisi Pétain, ceux qui ont choisi De Gaulle, après, eh bien, va rebattre les cartes, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle classe politique qui va prendre le pouvoir à la Libération, 1945-1946, et dont des chrétiens vont participer au gouvernement. Iată că această divizare a spiritului francez continuă și în momentul în care Franța face ocupația germană, odată ce războiul al doilea mondial nu pune această tragedie din nou în fața conștiințelor. Cu toate acestea, chiar dacă a existat, bineînțeles, o împărțire între francezii care au ales să reziste ocupantului și cei care au cedat și au ales să fie aparținători acestei Franțe ocupate cu regimul de la Vichy, nu? În 1945, la sfârșitul războiului, vor exista în guvernul acela de coaliție, de după război, o prezență, va exista o prezență creștină importantă. L'Église n'a donc plus de problème avec l'État, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de problème avec la culture. Parce qu'il y a toute une culture antichrétienne qui subsiste quand même. Biserica nu mai are neapărat o problemă, să zicem, violentă cu statul, ca și în deceniile trecute, dar iată constată că există problematici destul de delicate, destul de profunde față de dialogul cu lumea culturii. À partir des années 1950, dans le monde intellectuel français, dans le monde de la culture française, le marxisme joue un très grand rôle, le Parti communiste lui-même joue un très grand rôle dans la société française. După 1950, există această tendință de a migra spre stânga în politica franceză și cu atât mai mult cu cât Partidul Comunist nu mai pare, ci ia efectiv o pondere reală și care nu se poate neglija în societatea franceză acelora. Cette culture marxiste connaît différents degrés. Et il y a des marxistes très durs, il y a des marxistes un peu plus souples, et certains qui veulent tendre la main aux chrétiens. Existe en această realitate a comuniștilor francezi mai multe nuanțe, bineînțeles aceia foarte duri, apoi există comuniști mai moderați și există și o minoritate, să zicem, dispusă la un compromis, la un eventual dialog cu Franța creștină. În l'autre sens, il y a une partie des chrétiens qui se disent, tiens, les communistes nous tendent la main, c'est peut-être intéressant. Și chiar sunt dintre creștini care au spus la vremea respectivă, vreau că e o chestiune interesantă, pentru că comuniștii încearcă să ne îndingă mâna. Et nous avons, on s'installe à partir de ce moment-là, des années 1950, ce qu'on appelle le courant progressiste, qui au fond est un courant qui est à la fois à mi-chemin entre la foi chrétienne et une certaine vision très sociale ou socialiste de l'organisation politique. Și astfel, în mentalitatea creștină franceză, se instaurează așa cel, să zicem, curent de gândire, ce este la jumătate între filii creștin tradițional, mai conservator, și o variantă, să zicem, socială sau chiar socialistă a unei identități posibile în Franța. Parallèlement, mais tous ces éléments, je vais les réunir dans un instant, parallèlement, c'est l'époque, les années 1950-1960, où la société française se transforme. Nous étions une vieille société rurale, paysanne, nous devenons une société industrielle. În anii 50-60, pe lângă aceste conflicte, să zicem, de un nivel cultural, Franța însă se transformă, există o transformare practică a ambientului francez, ambianței, francezii nu, care în preponderență aparțineau lumii rurale, iată, se asistă la industrializare și la o urbanizare impresionantă. Les sociétés paysannes en France, la société paysanne est une société de chrétienté depuis toujours. Dans la mesure où elle se
disparaît sociologiquement, et bien en même temps c'est quelque chose de la chrétienté qui s'efface en France. Cum Franța rurală este, era la vremea respectivă ancorată în mărturia creștină, odată ce focarul acesta al apartenenței la lumea rurală se deteriorează prin urbanizare și prin mișcarea aceasta socială de transformare a societății franceze, desigur, prima realitate care are de pierdut este, practic, apartenența creștină. 1962-1965, un grand événement pour l'Église universelle, le Concile Vatican II, mais dans notre pays, ce concile va bousculer des vieux équilibres religieux qui existaient depuis longtemps, et il va provoquer, ce déséquilibre va provoquer une baisse de la pratique religieuse importante. Acel eveniment care a schimbat cursul Bisericii Universale, Conciliul Vatican al II-lea, care, prin problematicile tratate și prin studiul realităților concrete din viața Bisericii, nu, din păcate, se suprapune peste, să zicem, coborârea acelui nivel de mărturie creștină. Deci, mărturia creștină continuă să scadă și, oarecum, din cauza faptului că multe din realitățile Conciliului, tematicile Conciliului, nu sunt, zicem, înțelese așa cum ar fi trebuit. Attention, je n'ai pas dit que c'était le concile qui avait provoqué en soi. Non, j'ajoute, pour qu'on me fasse bien comprendre, je ne suis pas un intégriste catholique, je n'accuse pas le concile d'avoir repris, je dis que concomitamment, une concomitance en quelque sorte, entre ce recul de la pratique religieuse et les années de l'après concile. Je tiens à préciser que ce n'est pas le concile qui a déterminé sur les questions, mais que reflexia și mărturia bisericii s-a suprapus, din păcate, peste această epocă unde spiritul creștin a continuat să se degradeze. En mai 68, nous avons en France une crise dure en soi un mois, mais qui a profondément marqué la culture, les mentalités françaises. C'est une sorte de révolte étudiante au départ, qui dégénère en grande grève générale, et qui aboutit à une mentalité qui conduit à contester toutes les anciennes structures. En 1968, și asta cunoașteți, apare acel fenomen de revoltă, un fenomen anarhic, nu, care pune în discuție însăși fibra intimă a societății prin manifestările care au avut loc de stradă, prin rebeliunea contra ideii de ordine, nu, prin grevele care s-au generat pe fondul acela și atins, special în lumea politică, nu? Iată o nouă provocare pentru societatea franceză. Ce débat qui a traversé la société française a aussi traversé l'Église en France, puisqu'on a une aile de l'Église, une aile du catholicisme, qui conteste elle-même l'Église, qui conteste la hiérarchie, qui conteste les positions officielles de l'Église. Pe fondul acestor probleme, în viața Franței, în lumea socială, se suprapun apariția unor curente care se reclamă făcând parte din viața Bisericii, dar care, în mod paradoxal, vin să conteste cel puțin o parte a patrimoniului, fie doctrinar sau fie de acțiune a Bisericii oficiale. Les années 1970 sont marquées par cet esprit de contestation, appuyé sur une certaine vision philosophique bien dominante. Ce sont ce qu'on appelle les philosophes du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, à partir duquel il y a toute une génération qui essaie de déconstruire, c'est-à-dire de tout contester, l'ensemble des croyances traditionnelles de la France. Anii 70, practic, continuă pe bazele expuse deja acest spirit de revoltă, de contestație, nu? Și această, să zicem, parte mentală sau gândirea acestor persoane care filozofează asupra acestor situații, acestor revolte, să zicem, care devin o obsesie, nu? Toate se centrează în jurul a trei filozofi, Marx, Freud și Nietzsche.
Marx et Freud. En même temps, comme auteur qui, au fond, a brûlé toute son essence, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que le marxisme va cesser de briller dans les esprits. Practic, se întâmplă și lucrul acesta, că apartenența la o, la o, la, la o lume, să zicem, de inspirație marxistă, aduce situație, nu? Spiritele, nu? Vor pierde această strălucire a, a proprii lor, să zicem, inteligențe, înțelegerii, realității în care trăiesc. C'est lié à tout un tas de phénomènes. L'échec du modèle soviétique est connu dans le monde entier. Il y a certains modèles criminels qui se sont manifestés en Asie, je pense au, au génocide qui s'est déroulé au Cambodge, tout ça est connu. Et puis en 1978, un événement très important, l'élection à la tête de l'Église d'un pape venu de l'Est. Toate aceste lucruri erau, să zicem, în legătură și cu pierderea, să zicem, a unui interes ideologic, dar nu practic, față de regimurile comuniste care deja erau cunoscute pe fond eroarea și pentru spiritul lor de persecuție contra libertății, cu atât mai mult cu iată aceste regimuri ajung până în îndepărtata Asie, nu și dacă ne gândim la modelul din Cambodgia care a adus atâta, atâta moarte și atâta persecuție, dar pe fondul acesta Biserica întâlnește momentul octombrie 1978, alegerea unui papă care provine, iată, din estul european. En France, je n'ai pas eu des documents très récemment, c'est assez, quand on relit, ça paraît incroyable, mais le pape Jean-Paul II n'a pas été toujours bien accueilli, y compris par les catholiques même, par certains catholiques. Je peux vous dire que, după inaugurarea pontificatului, papa Ioan Paul al II-lea n-a fost, din păcate, întotdeauna foarte înțeles, foarte urmărit în cuvântul său și mărturia sa, tocmai datorită acestor diferențe. Pour toute cette génération de catholiques qui, à partir des années 50, voulaient être en dialogue avec le marxisme, eh bien, ce pape leur disait qu'il ne voulait pas de compromis avec le marxisme, évidemment, les prenait à rebours. Și cei mai vizați pentru această, să zicem, legătură, nu? Pe care eu am avut a încercat să o explice, să o propune pentru francezii care se considerau aparținând Franței creștine, dar care încerca să reată de câteva decenii să aibă un dialog cu marxismul, nu numai ideologic, cuvântul și vehemența acestei seriozități de a, de a arăta cu degetul comunismul ca fiind cel mai mare rău, această insistență susținută de Ioan Paul al II-lea a creat nu puține tensiuni în rândul acestor francezi care au încercat să dialogueze cu marxismul. Il y a tout un combat et toute une évolution au sein même du catholicisme français entre une certaine branche qui voulait rester dans ces idées-là et puis toute une autre qui était ascendante, qui voulait suivre la, les consignes et l'idée que donnait le pape, l'orientation que donnait le pape Jean-Paul II à l'Église. Il y a quelque chose à assister dans ces années, en 1978, la conflit évident entre les deux, nuanțe ale Franței creștine, o parte care contestau magisterul, învățătura lui Ioan Paul al II-lea, care spuneam, era vehement contra marxismului și a comunismului, și iată, se inaugurează, putem spune, și acea latură a spiritului creștin francez, dispusă chiar cu entuziasm să urmeze învățătura acestui papă venit din Est. Mais dans toutes ces années-là, nous avons vu l'émergence de quelque chose de très important en France, c'est-à-dire d'un tout nouveau courant au sein même de l'Église, qui voulait voir l'Église, le christianisme, tel que le voulait le pape, c'est-à-dire d'abord comme un message spirituel, avant d'être un message pour lequel on pouvait donner une signification politique. Nuanțat, a rafinat, să zicem, apartenența celor creștini care l-au înțeles pe Ioan Paul al II-lea când punea accent pe
zona spirituală, pe aprofundarea interiorității și chiar invitând să lase, să zicem, apartenența politică în favoarea unei spiritualizări efectivă a acestei apartenențe creștine. Ça ne veut pas dire que ce nouveau courant était indifférent aux questions sociales, au contraire, il disait il faut aider les pauvres, par exemple, ça fait partie du devoir des chrétiens, mais il faut le faire sous le regard de Dieu. Această nuanțare a spiritului creștin francez, iată, care urmează cu fidelitate învățătura a Papei Ioan Paul al II-lea și care pune accentul pe latura spirituală a mărturiei creștine, nu? Încearcă să aprofundeze și să practic să interiorizeze, să nu refuze, bineînțeles, o implicare în viața socială, dar să fie totul făcut efectiv cu această convingere profundă că totul se petrece sub ochii și sub lucrarea lui Dumnezeu. Le pontificat de Jean-Paul II était un des plus longs de l'histoire de l'Église catholique, et donc au cours de ces 25 ans, il s'est donc passé beaucoup de choses. Nous avons eu en 25 ans, c'est pratiquement le temps d'une génération même plus, nous avons vu les nouveaux évêques, les nouveaux prêtres, et puis les jeunes gens qui avaient 20 ans en 1978, quand le pape est arrivé, ils sont maintenant grands-parents. J'ai que timpul s'a spus cuvântul. Pontificatul Papei a fost nu scurt, 25 de ani și mai bine, nu? Iată câte generații s-au perindat, nu, în societatea franceză, acei oameni care în 78 aveau 20 de ani, acum pot să spună cu bucurie că sunt bunici și care au reușit să filtreze prin mărturia lor un spirit creștin, așa cum l-a imaginat Ioan Paul al II-lea. Et comme la roue du temps avance toujours, nous avons ensuite une génération Benoît XVI. Și cum noaptea timpului, sau trecerea timpului avansează, avem deja în Franța, chiar putem spune și o generație Benedict al XVI-lea. Toute une jeunesse nombreuse, qui sont les enfants de la génération Jean-Paul II, se sont considérés comme la génération Benoît XVI. Iată că fiii acelei generații crescute sub pontificatul Ioan Paul al II-lea pot să se afirme fără rușine, fără jenă, nu? Ca fiind aparținători pontificatului Benedict al XVI-lea. Cette jeune génération catholique veut sortir des vieilles divisions d'autrefois et veut sortir des concepts d'autrefois. Il ne veut plus s'enfermer dans des divisions progressistes, traditionalistes. Ils veulent être des catholiques qui s'assument en tant que tels et qui sont fiers de l'être. Și ceea ce este foarte important, că acești tineri, spre care s-a vorbit, nu sunt dispuși să caute depășirea vechilor religiuni pe care Spiritul creștin, din păcate, le-a perpetuat până în prezent, adică cei conservatori, cei tradiționaliști, nu și cei progresiști, iată, ei încearcă și caută aceste căi posibile de a depăși vechile diferențe. Parallèlement, malgré tout, la société française a poursuivi sa sécularisation. Cu toate acestea, societatea franceză a continuat să fie marcată profund de secularizare. Si on prend les chiffres au sens strict, le nombre de Français qui aujourd'hui se définissent comme catholiques est un chiffre qui diminue. Și acei francezi care se mărturisesc ca aparține spiritului creștin, care practică în continuare spiritul creștin, a scăzut procentaj foarte mult. Mais il s'est passé quelque chose d'important dans la société française qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui est un phénomène nouveau, mais qui est pourtant un phénomène religieux important. C'est que du fait des courants d'immigration, nous avons eu un courant migratoire venu des pays musulmans importants. Și în acești ani, iată, s-a mai petrecut ceva care, în aparență, n-are nimic de a face cu realitatea franceză și cu spiritul creștin. Este un rezultat al emigrărilor, în special a persoanelor, a populațiilor care au ca proveniență lumea de confesiune musulmană. La loi française interdit de faire des recensements religieux. Donc on ne sait pas combien exactement il y a de musulmans qui vivent en France. Legea franceză interzice recensămintele cu nuanțare de apartenență la culte și de aceea nu putem ști cu precizie câți
musulmani cât credincioși aparținători islamului sunt cu adevărat în Franța. Je pense qu'un chiffre raisonnable, j'ai étudié un peu la question, doit se situer autour de 5 millions dans un pays de 65 millions d'habitants. Probabil ne gândim cu toții în Franța la o cifră rezonabilă de 5 milioane de musulmani pentru o populație de peste 50 de milioane de francezi. En pourcentage, c'est quand même important. Deci e un procentaj destul de important. D'autant que c'est une population jeune. Cette population musulmane couvre l'islam n'est pas un bloc, il y a des différentes sensibilités. Il y a un islam dur et puis un islam modéré, mais l'islam dur existe chez nous. Și cum bine știți, islamul e o chestiune foarte unitară, există multe facțiuni, există acel islam foarte violent, există apoi și alte variații mai moderate, dar suntem siguri că acest islam dur și violent, el este Et à partir des années 1990, la société française constate qu'il y a un certain nombre de demandes de la part des musulmans d'avoir des droits qui leur soient spécifiques. Ils ont des réclamations dans les hôpitaux, dans les écoles, pour la nourriture des enfants, etc. qui sont spécifiques. Ils voudraient des droits qui leur soient spécifiques. Depuis 1990, il y a un phénomène qui apparaît au fond de cette problématique de l'immigration. Cei care se reclamă a fi aparținători cultului islamic, nu încep să-și ceară drepturile, să-și mărturisească diferențele, în special în spitale, în școli, chestiuni de învățământ sau chestiuni pur și simplu de hrană, ei caută să instaureze oarecum, să le fie recunoscute dreptul și apartenențele lor de sensibilitate generate de lumea islamului. La réponse globale du monde politique à cela, c'est de poser la laïcité comme principe, c'est-à-dire que l'État ne veut pas céder, mais il se désintéresse au fond de la question religieuse. La réaction française à l'administration publique, nous cherchons, dans ces années, à dire que ce n'est pas un problème qui tient de l'État, parce que l'État est consacré par une loi un État laïcal et que ce n'est pas pratiquement un problème administrației publice de a se ocupa de aceste lucruri. Mais cette vision laïque peut devenir laïciste, c'est-à-dire que la laïcité peut venir d'une sorte de philosophie qui peut s'opposer à toute religion et y compris à toute forme d'expression religieuse publique. Dar iată că se asistă apoi la, zicem, schimbarea statului laical și trecerea la o fel de a fi și la o apartenență laicistă sau laicizantă, nu care, pentru a-și apăra existența și, să zicem, substratul de gândire, nu, chiar este dispusă să nu mai recunoască practic nici unei religii un drept de preeminență. Ce qui est pour les chrétiens cette situation paradoxale, c'est-à-dire qu'on pourrait souhaiter que les droits des musulmans soient limités, enfin souhaiter éviter l'expansion de l'islam, mais ces lois ultra-laïcistes peuvent s'appliquer aussi au christianisme. Il y a quelqu'un qui assiste à ce paradoxe, qui a une ironie, que pour que le État se rende complètement indépendant de réclamations cultului islamic, nu iată ajunge să fie în situația de a bloca orice inițiativă a mărturiei creștine în Franța. Cette laicisation de l'État est évidemment dépend aussi des sensibilités politiques, plus ou moins selon la gauche ou la droite. On a pris le pouvoir depuis en 2012 le nouveau président de la République française, François Hollande, s'inscrit lui dans une perspective totalement laïque. Și în paralel cu aceste situații care privesc apartenența la cult, apare sau continuă practic o realitate a vieții politice care, spuneam, adâncește și mai mult, de fapt, din punct de vedere public și politic,
ruperea de spiritul creștin și practic de un spirit de apartenență care mărturisește un cred interior. De altfel, în 2012, nu, alegerile politice care l-au propulsat pe actualul președinte Hollande nu fac altceva decât să ne spună în continuu că dezinteresul față de problemele confesionale sunt mărturii deja evidente și consacrate. Le gouvernement actuel est de tendance, de la même tendance, et il est assez étonnant de voir comme dans un vieux pays, je dirais religieux, même comme est la France, eh bien, sur une trentaine de ministres, secrétaires d'État, enfin, l'ensemble qui composait le gouvernement, on a fait des calculs. En France, on n'a pas le droit de faire des calculs religieux, des statistiques religieuses. Enfin, les gens peuvent donner leurs avis. On s'est aperçu, des enquêtes ont été faites, pour montrer que sur une trentaine de ministres ou secrétaires d'État, trois seulement disaient avoir une vague croyance en Dieu, mais pas une appartenance religieuse en tant que telle. Je pense à votre groupe que, ici, il n'y a pas de ce fait pas que, disons, sondage d'acestea à nivel de strâns, din o listă de miniștri sau de secretari de stat de până în 30 de persoane, s-a înțeles în societatea franceză că doar trei dintre aceștia nu au o vagă legătură cu lumea credinței și care, până la urmă, nu spune foarte mult. Donc, il y a chez l'équipe qui est actuellement au pouvoir une profonde incompréhension à l'égard du fait religieux. Deci, atât și echipa acum la putere în Franța manifestă un dezinteres și o lipsă de atenție față de fenomenul religios în sine. C'est même plus qu'une incompréhension, c'est une ignorance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'antenne qui leur donne les moyens d'avoir conscience qu'il y a des gens pour qui la foi est quelque chose de central. Deci, atât cât de greu este, nu, să poți intra în dialog cu o lume de aceasta care nu se interesează deloc pentru acele persoane, acei cetățeni care fac din credința și apartenența lor un lucru important. Cette ignorance a abouti. Je pense que je change un peu pour toi ce document. Donc, ça va continuer. Cette ignorance a provoqué un grand choc politique et social en 2012-2013 autour des questions de la famille. Această ignorare a produs o bulversare importantă în viața publică în jurul anilor 2012-2013. Le gouvernement a voulu prendre et a pris une loi, voulait faire passer une loi institutionnalisant le mariage entre personnes du même sexe. Guvernul francez a făcut să treacă o lege care a instituționalizat căsătoria între persoane de același sex. Il était persuadé que cette loi passerait sans réaction dans la société française pour lui, tellement ça lui semblait évident que ça ne pouvait que s'accepter. Guvernul se aștepta ca această lege să prezească o opoziție în societății franceze. Eram pe deplin convins că lucrurile vor trece fără piedici. Or, il s'est passé le contraire, à savoir qu'il y a une réaction très forte qui s'est manifestée dans la société française. Autour d'un certain nombre d'associations, d'individus, mais on ne peut pas dire qu'il y a un chef, il y a un leader. C'est quelque chose qui est venu du fond de la société française. S-a întâmplat exact contrariu, a existat o reacție foarte puternică din partea societății franceze. Ea s-a coagulat în jurul unui individ și unor asociații, dar nu se poate spune că are un conducător. Este o mișcare care provine din adâncimea, din profunzimea societății franceze. Il s'est passé que ce courant, ça s'est traduit par des petites réunions partout d'information, et puis ça s'est passé par des grandes manifestations. Nous avons eu à Paris trois grandes manifestations nationales qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes. Ce sont les plus grandes manifestations qui ont eu lieu en France, parmi celles qui ont eu lieu en France depuis 30 ans. După care s-au organizat mari manifestații, au existat la Paris cel puțin trei mari manifestații la care au participat mai mult de sute de mii de persoane și se vorba de cele mai mari manifestații care au avut loc în Franța în ultimii 30 de ani.
Et face à ce phénomène, le gouvernement est resté dans le déni, ne voulant pas voir le nombre de manifestants, niant ce nombre, ne refusant le dialogue avec les organisateurs de ces manifestations. C'est un courant que le gouvernement ne voulait pas voir. Ce courant-là n'est pas officiellement confessionnel, il n'appartient à aucun parti, et d'ailleurs tous les partis, la gauche, pas la gauche, mais les partis de droite ont essayé de récupérer ce courant, mais en réalité c'est quelque chose qui vient de la société et qui échappe à toutes les catégories antérieures. Este un curent care nu are în mod oficial o apartenență confesională și nici una de partid. Este adevărat că unele dintre partidele de dreapta au încercat să-și apropie acest curent, dar în realitate este vorba de un curent care vine din societatea franceză și nu are o culoare nici politică, nici o etichetă confesională. Ce curent il n'est pas confessionnel officiellement, mais dans la pratique, si on regarde qui est derrière, on s'aperçoit évidemment que les catholiques sont nombreux dans ce mouvement. Deși, en mode officiel, acest curent nu are caracter confesional, totuși, dacă privim cu atenție cine sunt participanții, ne dăm seama că ei sunt catolici, foarte mulți catolici sunt angajați în acest curent. Il est d'ailleurs été étonnant, en 2012-2013, on voyait les observateurs qui n'étaient pas favorables. Le milieu médiatique, le milieu des journalistes est hostile à ce courant de défense de la famille. Le milieu politique est majoritairement, ou au moins pour moitié partagé, mais était défavorable et s'est demandé, puisque beaucoup de jeunes ont manifesté contre ce mariage, ce projet, mais d'où viennent ces jeunes? Je précise que ce courant de jeunes, ce mouvement de jeunes a été extrêmement engagé et très courageux. La répression a été très dure. Il y a des dizaines et des dizaines d'heures de prison ou de garde à vue qui ont été prononcées. Enfin, il y avait la police faisait des, à la suite de ces manifestations beaucoup de contrôle de l'identité et des centaines de jeunes ont été au moins gardés à vue, pas vraiment en prison, mais gardés à vue dans la police pour une nuit, deux nuits, comme ça. Putem spune că acești tineri au fost chiar foarte curajoși, pentru că represiunea a fost dură. Poliția a identificat pe mulți dintre participanți și au fost sute de persoane care au fost cel puțin reținute și au petrecut măcar o noapte la poliție și unii chiar au făcut închisoare. Or, ces jeunes, eh bien, je lui en témoignais à 95%, officiellement, ça n'est pas un courant religieux, mais enfin, 95%, il se trouve qu'ils sont mus, ils ont un engagement citoyen pour la défense de la famille au sens traditionnel, mais leurs convictions religieuses sont derrière, ils sont catholiques. Deși nu este un curent confesional, 95% dintre participanții la aceste manifestații sunt catolici. Curentul este, de fapt, un angajament civic, public. Sunt oameni care apără familia înțeleasă în sensul tradițional. Dar în spatele acestui angajament se află credința și 95% dintre ei sunt catolici. Et les observateurs qui se posaient la question en disant d'où viennent tous ces jeunes, eh bien, s'ils avaient été plus intelligents, s'ils avaient mieux réfléchi, ils auraient su d'où ils venaient. Je peux témoigner qu'en 2011 ont eu lieu les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, à Madrid. Cei care își pun întrebarea de unde au apărut acești tineri, dacă ar fi puțin mai inteligenți, ar putea să facă o jurință de unde vin. În anul 2011 a avut loc Ziua Mondială a Tineretului la Madrid. Les Français formaient la deuxième délégation par nation au sein des GMJ de 2011. 50 000 jeunes Français étaient à Madrid. Francezii constituiau cea de-a doua reprezentare națională la Madrid. Au fost 50 de mii de
Ces 50 000 jeunes Français qui étaient au GMG de Madrid ont été au cœur de la bataille pour la défense de la famille. Cei 50.000 de tineri francezi care au participat la ziunile lui Andri au fost în inima bătăliei pentru apărarea familiei. Ils sont la génération Benoît XVI. Ei sunt generația Benedicta XVI. Et leur motivation sont religieuses et c'est intéressant, il y a eu au moment des GMJ de 2011, un journal français, qui est d'ailleurs un journal plutôt progressiste, ou ce qu'on appelait autrefois progressiste, avait fait une enquête sur cette jeunesse, une enquête, en demandant quelles sont vos motivations. Et bien on s'aperçoit que cette jeunesse a un taux de pratique religieuse extrêmement importante. A făcut o anchetă pentru tinerii la care a participat la Ziua Tineretului și a constatat că între aceștia practica religioasă era foarte ridicată. Când le demand ce este important pentru voi în la vie, a 80% îi răspund l'Eucharistie, la messe. Atunci când se pune întrebarea ce este, care este lucru cel mai important în viața voastră, ei răspund proporția de 80%, pentru mine cel mai important lucru este pourcentage symbolique, mais très fort, il y a une signification très profonde, 6% de cette jeune génération de catholiques dit aller à la messe tous les jours. On a un procent mic, c'est vrai, mais un procent symbolique d'entre ces tineri, 6% d'entre eux, disent qu'ils vont à la liturgie chaque jour. Il est évident que quand on va à la messe tous les jours, eh bien on en soit en une force, qui est une force spirituelle considérable. Este evident că atunci când mergem la liturghie în fiecare zi, avem o forță spirituală considerabilă. C'est ce que nous assistons, c'est ce à quoi nous assistons en ce moment dans la société française, à savoir qu'il y a une nouvelle génération qui s'implique. Elle ne fait pas la politique en soi pour faire la politique, parce qu'elle ne veut pas être enfermée dans les schémas gauche-droite et n'appartient à aucun parti. Mais quand elle estime que quelque chose d'aussi fondamental que le mariage est attaqué, elle s'engage. Putem spune că tineretul francez se angajează în viața publică, nu în sensul de a se angaja într-un anumit partid de dreapta sau de stânga, dar în momentul în care instituții fundamentale, cum este familia, sunt atacate, ei se angajează. Il s'ajoute autre chose qui continue, puisque je fais une synthèse du paysage, je dirais, culturel et intellectuel et religieux français, quelque chose de très récent et d'assez intéressant à suivre. À savoir que les milieux musulmans qui sont très hostiles, qui ont une conception traditionnelle de la famille, commencent à bouger sur ces questions. Se mai adaugă un element, vorba de comunitățile musulmane care aveau un mod obișnuit o atitudine destul de ostilă, în momentul în care e fiind totuși conservatorii, în momentul în care este atacată instituția familiei, încep și ei să se miște. On sait qu'il y a de nouvelles lois que le gouvernement, il hésite encore puisqu'il ne se porte pas bien électoralement, mais enfin il y a des lois, les gens les plus engagés voudraient faire passer des nouvelles lois contre la famille. Je veux dire, non seulement on a le mariage homosexuel, mais évidemment on permet ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire permettre à des couples de femmes d'avoir des enfants par des moyens artificiels. On veut permettre la gestation pour autrui, c'est-à-dire la permission d'acheter un enfant en quelque sorte qui serait porté par une femme. Există medic care a dus un pic lucrurile și mai departe, după ce deja căsătoria persoanelor de același sex a fost legalizată, a vrut să introducă un proiect de legi care să permită reproducerea asistată medicală, care, de exemplu, ar putea să ofere inclusiv ideea de mamă purtătoare, care de fapt înseamnă că poți să cumperi un copil de la femeie care duce sarcina la mamă. Il y a aussi tout un courant qui nous vient philosophiquement des États-Unis, qui sont portés sur les études, ce qu'on appelle le gender, c'est-à-dire cette idée que le sexe ne serait pas quelque chose de naturel, mais que nous serions indistinctement homme ou femme, au fond que le sexe ne serait pas biologique, il serait uniquement culturel. Nous pourrions choisir notre sexe.
și de societate. Deci noi putem să ne alegem sensul. Donc on voit bien tout un assaut en quelque sorte pour nous imposer à la société française, mais c'est pas, je parle de ça parce que je parle en français, mais c'est quelque chose qu'on s'aperçoit qui avance dans toute la société occidentale et qui en plus malheureusement est poussé par les institutions européennes, qui consiste à vouloir faire en quelque sorte une révolution anthropologique. Ici, je pense qu'on touche au point ultime autour du à partir duquel il y a quelque chose qui se révolte dans la conscience des hommes qui pensent droit. Il est intéressant de voir que ces derniers mois, il y a eu des contacts et ces choses se développent entre les courants qui défendent la famille, mais à travers toutes les religions. C'est-à-dire que il y a des contacts avec les entre les catholiques et les musulmans, les juifs aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révolte de la société française qui vient du fond de la société française, qui ne veut pas cette révolution qu'on veut lui imposer. Donc nous sommes l'avenir, je ne le connais pas et je ne peux pas prédire ce qui va se passer parce que c'est l'actualité qui est en train de s'écrire. Et si on prend donc les grands équilibres de la société française, pour me résumer, nous avons une société française qui est globalement chrétienne où les chrétiens sont moins nombreux. Où nous avons une minorité musulmane qui est dynamique. Mais c'est pour moi évidemment une source d'espoir considérable, c'est que nous avons de nouveau une minorité chrétienne catholique, en l'occurrence, qui est très dynamique. Je suis même très frappé personnellement, je dirais par rapport à mon âge, de la profondeur de cette génération des jeunes catholiques. Il se trouve que c'est la génération de mes enfants et que je vois mes enfants vivre et je trouve qu'ils sont plus catholiques à 20 ans que comme je l'étais moi quand j'avais 20 ans. Parce que, disons, parce que chez eux, la foi chrétienne est quelque chose de central, d'essentiel, de fondamental, d'identitaire. Et parce qu'ils ne vivent pas simplement comme une obligation sociale ou parce que ça a été hérité des parents, mais parce que c'est quelque chose à laquelle ils adhèrent profondément. J'ai même eu l'occasion de dire à mes enfants, vous avez de la chance d'avoir 20 ans maintenant, parce que moi, quand j'avais 20 ans, c'était mai 68, il y avait des marxistes partout, et vous, vous avez quelque chose que je n'avais pas à votre âge. Qui est un signe qui pour moi est un signe fondamental et qui a beaucoup de sens et qui est un marqueur à partir duquel on peut comprendre beaucoup de choses,
c'est les vocations religieuses. Moi, quand j'avais 20 ans, si j'essaie de me souvenir tous les amis que j'avais autour de moi, j'ai connu une jeune fille, une amie qui est devenue religieuse, une. Dintre toți prietenii mei și toți cunoscuții mei de atunci când aveam 20 de ani, o singură persoană, o singură fată a devenit călugăriță. Un jour j'ai pris mes enfants et j'ai dit on va faire un calcul. J'ai 6 enfants. En tout, vous connaissez autour de vous, parmi vos amis, combien, soit qui sont séminaristes, soit qui sont religieux, soit qui sont religieux. Alors ils ont fait le calcul, alors oui, il y avait Pierre, Jacques, Virginie, etc., etc. On est arrivé à 23. Alors c'est peut-être c'est particulier, c'est parce que moi je suis aussi au cœur de, ce, de cet engagement catholique, mais c'est quand même c'est quelque chose de très très fort. Et c'est aussi un élément central que donnait d'ailleurs cette analyse qui a été faite par ce journal sur cette génération béboissaise, quand ils leur demandaient pouvez-vous donner le nom d'une personne qui est très importante pour vous dans la société? Il donnait 60% de nom d'un prêtre. Ca un lucru interesant în ancheta făcută de acest ziar despre care vorbeam mai devreme, este că la întrebarea cine este cea mai importantă persoană din viața voastră, 60% răspundeau din numele unui prêtre. Pour les catholiques, vous savez que c'est très important parce que là où il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus d'église. Mais en revanche, à l'inverse, enfin, je veux dire, là où il y a du sacerdoce, il y a l'église. Et de ce point de vue-là, cette génération-là est tout à fait à l'inverse de cette génération des années 60-70 qui rêvait d'une église sans prêtre. Eux mettent le prêtre au centre de l'église. Și din acest punct de vedere, această generație este inversul celei din anii 60-70, care visa la o biserică fără preoți. Ei chiar pun preotul în centrul bisericii. C'est pour ça que je suis personnellement plein de d'espérance dans l'avenir du christianisme en France. De aceea eu sunt plin de speranță privința viitorului creștinismului în Franța. Comme historien, comme sociologue, comme analyste des idées, je sais qu'au fond l'histoire a toujours été en cours. L'histoire, ce n'est jamais linéaire. C'est toujours, il y a des reculs, des avancées, des montées, des descentes. Ca istoric și ca sociolog, pot spune că istoria totdeauna a avut o evoluție curbă. Nu a fost niciodată linie dreaptă. A fost întotdeauna cușuri și coborâșuri. Et donc, je ne crois pas du tout que le recul du christianisme qui est réel, mais il soit une fatalité. De aceea nu cred că regulul creștinismului, care este o realitate, nu cred că este o fatalitate. Une société où le christianisme est ancré depuis presque 20 siècles au 19e siècle est une société dont les fondements restent chrétiens. O societate care are rădăcini creștine de 2000 de ani, mă rog, de 19 secole, ancorat în creștinism, voilà pourquoi moi je crois profondément que tous les espoirs sont permis pour le christianisme en France. J'ajoute, et c'est ici je dirais un petit peu une profession de foi personnelle, la France a donné beaucoup à l'Église. Elle a donné des dizaines et même des centaines de grands saints. Elle a donné des dizaines de martyrs. Et ma conviction profonde, c'est que tout cela, depuis le haut du ciel, veille sur la France.
Și eu sunt convins că toate acestea, din înaltul cerurilor, vechează asupra frații. Voilà pourquoi, chers amis, je vous donne rendez-vous dans 10 ans ou dans 20 ans et peut-être on pourra parler partout du renouveau chrétien de la France. Ocazia cu cei care doresc să rămână, știți, școala de rugăciune continuă pentru cei care mai au timp în parterul casei. Și înainte de a lua cele 6 întrebări unde vă rog, nu profitați de microfon pentru a face o logoreie, ci întrebări punctuale, de altfel a fost impresionant acest parcurs, această sinteză de istorie a Franței creștine, așa că vă rog să fim un pic atenți la aspectul acesta. Spuneam domnului Sevilla că e într-un fel, chiar dacă, să zicem, impresionat de figura lui Paul al VI-lea, care a fost un papă de formație și inspirație franceză, este și el, într-un fel, omul care a fost contemporan cu pontificatul Ioan Paul al II-lea, 78, avea 25 de ani și ne bucurăm că a fost astăzi între noi, nu neapărat ca moralist. Sunt foarte mulți moraliști la noi în țară. Dar moralismul fără mărturia creștină, acel kerigma, e foarte frumos, dar vedeți, adevărata pedagogie trebuie să știe că la un moment dat ea își termină misiunea și scoate în viață oameni care într-adevăr păstrează coordonatele omeniei. Je disais une idée en plus à ce que je viens de vous dire que le témoignage chrétien associé à l'esprit moraliste donne aussi la raison à l'esprit du kérigma, d'abord la joie de prêcher par sa vie personnelle le Christ, et également souscrire à cette pédagogie qui est très consciente, et tellement consciente qu'à un certain moment, comme pédagogie vraie, authentique, non, elle se termine. Donc elle va inviter les gens à enseigner de prendre leur relais, prendre leur autonomie, parce qu'ils sont bien formés, donc la pédagogie se retire et laisse les hommes qui portent vraiment le signe de l'humanité, au même temps, le sens, le signe de leur foi et de la présence du Christ. Donc, maintenant, je laisse le 6 demandes. Je vais traduire leur demande. Alors, si vous avez quelque chose, on va vous donner quelque chose. Voilà. Donc, avec. Sigur, mulțumim pentru sinteză și am să fiu foarte scurt. Cât pot eu de scurt. Dacă au fost, dacă sunt cunoscute motivele, poate ne-a interesat vizitei lui Charles de Gaulle în România lui Ceaușescu, o Românie comunistă, de vremea aceea, în care biserica noastră greco-catolică era scoasă în afara legii. Și dacă în perioada, să zicem, de după 90, domnul profesor Sevilla a constatat în țara dânsului, în Franța,
anumite păreri de rău exprimate de personalități vis-a-vis de poate prea puțină implicare în lichidarea mai rapidă a comunității. La demandă se au făcut două demande. Une proche de l'Orient chrétien, donc on ne sait jamais être la méthode des cartes, ça n'arrive jamais tellement, mais c'est bien, ce sont des choses très profondes. D'ailleurs, si vous avez un peu percé la signification de la visite que le général de Gaulle a fait, il se trouvait en mai 1968 à Bucarest. Donc, pourquoi, si vous en connaissance de ce pourquoi il est venu dans un pays communiste où, par exemple, se trouvait cette église martyrisée non catholique, mais pas seulement elle, mais également l'esprit chrétien était martyrisé à cette époque-là. Alors, si vous avez d'abord lu, vous savez quelque chose dessus de cette visite qui a un peu choqué l'opinion des Roumains qui étaient liés au témoignage de la foi. Ça, c'est la première partie. Et puis, tout en vous remerciant pour cette admirable synthèse, je dois le dire aussi, parce que monsieur l'a prononcé. Et puis, la deuxième demande, si. D'ailleurs, vous avez un peu dit, expliqué, pourquoi cette réticence de la part des Français, par exemple, de ceux qui pouvaient faire quelque chose, de s'impliquer ou s'impliquer beaucoup plus pour enfin faire arriver le communisme aux funérailles. Pourquoi cette réticence, c'est-à-dire de s'impliquer comme également comme État qui a gardé un certain pouvoir, c'est-à-dire pas seulement de la mentalité, mais aussi des influences politiques. Donc, cette réticence de s'impliquer dans ce combat. Il y a deux questions pour ce qui concerne le général de Gaulle. Pourquoi est-il venu visiter la Roumanie, qui était un État communiste à l'époque? Parce que là, je ne défends pas, je ne dis pas que je l'approuve, c'était sa conception du monde. Il faisait de la en politique étrangère, il faisait ce qu'on appelle de la realpolitik. C'est-à-dire que pour lui, il voyait les nations, mais non pas les régimes qui gouvernaient. Les chers partisans se sont que nous sommes néanmoins d'accord pour toutes les règles de le général de Gaulle les a proposées, et qu'après, en sécurité, son ami de Vigione, despre contactele acestea de politică externă, el era mai degrabă tentat să vadă realități naționale atunci când făcea politică externă și nu neapărat realitățile unor regimuri politice. Pour lui, M. Ceaușescu n'était pas un dictateur communiste, c'était le chef de la Roumanie, le chef d'État de la Roumanie, et c'est en tant que tel qu'il donnait le droit. Et le général de Gaulle, Ceaușescu n'era en primul rând șeful unui regim tiran comunist, ci era președintele unei țări, deci un omolog al său, și în sensul acesta a înțeles general de Gaulle să vină și să facă vizită României. Il avait la même politique à l'égard de l'URSS, à l'égard de tous les pays communistes. En fait, l'acesta a făcut practic și, zicem, legătura cât a fost ea posibilă cu celelalte țări comuniste și chiar și cu Uniunea Sovietică. Sur un autre plan, il a voulu connaître le général Franco, qui est un dictateur plutôt d'extrême droite, parce que Franco le fascinait. Dar, cu atât mai mult, cu cât și în cealaltă parte, să zicem, de altă opțiune și sensibilitate politică, în baza aceleași principiu al său, a face vizită omologilor săi, președinței altor state, nu? A făcut o vizită în Spania, generalului Franco, în care pot să spun că avea asupra generalului de Gaulle, era pentru el o figură fascinantă. Alors, on peut en discuter, dans quelle mesure la réelle politique ne cache-t-elle pas du cynisme, voire de l'inhumanité, c'est une vraie question. Și, cu siguranță, e o bună întrebare și o bună chestiune ca să ne întrebăm în fața Constituției că această politică, așa zisă, reală, politica corect, nu? Cât este sau nu de cinică, apropo, atunci când vine vorba de lucruri care nu privesc și care este
al libertății sau al demnității omului. Je glisse la réponse sur la deuxième question, c'est quelque chose dont j'aurai l'occasion sans doute de parler demain à l'invitation des éditions Humanitas, mais la question du poids du marxisme sur la société française, du poids du communisme sur l'ensemble de l'Europe occidentale, s'explique en raison des événements de 1900, de la guerre, de la deuxième guerre. Après, que privește cealaltă parte a întrebării asupra acestor tematici, cu siguranță vă voi opri mâine la întâlnirea organizată de editura Humanitas la librăria Humanitas Cijiu, care va începe la orele 19, dar aș vrea să vă spun că asupra acestui lucru, nu, realitatea zicem, politică, realitatea este mult mai nuanțată apropo de această reticență de Franței de a se implica, să zicem, în mod fățiș asupra punerii la rada de bună istorie a comunismului. Dans le cas de De Gaulle et des communistes, il y a une sorte de jeu ambigu, à savoir que De Gaulle a voulu à la fois dominer les communistes, mais on peut se poser la question, dans quelle mesure parfois n'a-t-il pas été, il ne s'est pas fait conduire par eux. Je vais pour continuer, să zicem, prima întrebare, venindu-ne la De Gaulle, care se știe clar că nu era un comunist, dar faptul că încerca să dialogueze cu această, zicem, realitate a politicii, nu, se poate pune întrebarea cât de mult a reușit să rămână independent în fața acestor generații, să zicem, de oameni care sustriau credul comunist. Concretement, pendant la guerre, il y avait General Pétain qui gouvernait la France occupée par les Allemands. De Gaulle était à Londres, il y avait la résistance intérieure, il y avait une résistance communiste et une résistance non communiste. Et De Gaulle a voulu prendre, qui était à Londres, prendre le contrôle sur toutes les résistances, y compris les communistes. Nous évitons que beaucoup de personnes qui étaient dans le Gaulle sont un peu plus vieux et qui datent de l'époque de la guerre. Il a été chef de résistance extérieure à Londres. Și în Franța existau două rezistențe, o rezistență care, să zicem, era, zicem, pe filiera tradițională a Franței și era și rezistența de inspirație comunistă, evident. De Gaulle a încercat în acei ani, când regimul de la Vichy guverna Franța ocupată, de fapt, sub prisma hitleristă, De Gaulle a încercat să unifice cele două rezistențe din Franța sub conducerea lui. De Gaulle a acheté, en quelque sorte, le soutien des communistes en leur donnant des gages. Il leur a donné des ministères. En 1945-1946, il y a des ministres communistes qui vont installer dans les ministères des administrations, des directions d'administration communiste, qui vont durer très 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 longtemps, y compris après le départ des ministres communistes. De Gaulle, ca să poată să primească susținerea rezistenței comuniste, a trebuit să le ofere gajuri, adică asigurări, și în momentul în care guvernul lui, după război, a reușit să conducă Franța, nu a trebuit să lase spațiu și loc miniștrilor comuniști în guvernul Franței, care ce-au făcut, au adus cu ei în planul 2 și 3 în ministerele lor încredințate personal administrativ care, chiar și după plecarea miniștrilor, chiar și după căderea acelui guvern, au continuat să practice în minister și în administrație acest spirit de apartenență comunistă. Au de cette question, pourquoi cette fascination pour le communisme qui vient largement de ce mensonge qui s'est effectué autour du pacte de 1945? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait gagner la guerre contre Hitler. Hitler était un monstre, on l'a dit, ce que je pense aussi d'ailleurs, mais puisque Staline a aidé à battre le monstre Hitler, eh bien Staline était devenu un ami et les communistes étaient devenus des amis. Et donc on s'est mis à partir de ce moment-là à taire ou à minimiser eh bien, la part maléfique du communisme. Al doilea război mondial s-a concentrat pentru Franța în jurul distrugerii puterii naziste, nu? Pentru că ei erau considerați monstruoși, nu Hitler, nu ceea ce subscrie și oaspetele nostru, că era într-adevăr un monstru.
dar pentru că la vremea respectivă Stalin, în timpul războiului, a fost de partea aliaților și a luptat și el contra Germanii, atunci o parte a spiritului francez, a intelectualității, a politicienilor, au coborât ștacheta în fața realității comuniste din țara lor, spunând sau căutând circunstanțe atenuante datorită faptului că lupta în aceea s-a concentrat aproape exclusiv în bătălia pentru distrugerea nazismului. Et cette pensée s'est répandue dans de très larges pans de la société française, et je l'ai dit tout à l'heure, elle a gagné y compris certains milieux d'église qui voulaient coopérer avec les communistes. Și această atitudine de compromis datorată celor spuse, nu, din păcate, a reușit să pătrundă chiar și în anumite situații și anumite locuri ale unde, să zicem, trăiau și lucrau oamenii ai bisericii. C'est une mentalité qui a duré très tard, qui a duré pratiquement jusqu'à la fin du communisme. Și această mentalitate a ținut foarte mult și chiar pot să spun că ea a durat, a rămas prezentă în societatea franceză până la căderea comunismului în 1989. Et c'est une mentalité qui dure toujours, c'est-à-dire que si établir la comparaison entre le communisme et le nazisme est quelque chose qui pose un problème et qu'il faut, celui qui pose, veut poser cette comparaison, d'être accusé d'avoir secrètement des sympathies pour le fascisme. Și din păcate s-a ajuns la această anomalie, la acest paradox care, nu, în momentul în care cineva în Franța se exprimă contra comunismului, este foarte ușor considerat ca fiind pro-fascist, ceea ce nu este adevărat. Comme personne ne veut se voir accusé d'avoir des sympathies pour Hitler, même rétrospectif, eh bien les gens se taisent sur les crimes du communisme. Și în felul acesta, pentru că vă dați seama cine dorește să fie acuzat de extremă dreaptă sau de fascism în Franța, tocmai pentru că încearcă să ridice comunismul ca un regim criminal și tiranic, nu? Atunci preferă să tacă și să abandoneze vocea publică. Et c'est ainsi que nous avons encore aujourd'hui en France, il se doit paraître peut-être 30 ou 50 livres par an sur les crimes du nazisme, qui sont tout à fait réels et que je ne nie pas. Et en revanche, des livres sur les crimes du communisme, ça, on en a un tous les 10 ans, et quand on en a un, il déclenche un scandale. Și chiar dacă vedeți, în Franța aproape fiecare an, vreo 30 de cărți sunt publicate despre crimele nazismului, știu, e o realitate, fără doar și poate, dar în momentul în care odată, poate la 10 ani, să scrie o vreo carte unde se pomenesc ticăloșiile făcute de comuniști, atunci ar iese un scandal public formidabil. C'est pour ça que les vrais anticommunistes en France sont rares et ils se sont battus toujours à contre-courant. J'en suis depuis l'origine et c'est un combat qu'il a fallu mener, y compris dans le monde culturel français, pendant très très longtemps. Et, din păcate, această bătălie nu este simplă, pentru că cunoscut și eu de aproape această bătălie, nu, mai ales între cei care au încercat să se pună, practic, fățiși împotriva comunismului, e tot dat seama că nu este simplu. A doua întrebare. Premièrement, M. Sévillon, on vous remercie pour votre merveilleuse conférence. Si vous me permettez, je voudrais vous poser deux questions. La première, les hommes politiques et les gens de médias qui ont proposé des lois qui sont à la base de cette révolution culturelle, anthropologique dont vous venez de parler, ne sont pas nécessairement des homosexuels ou des lesbiennes. Alors, comment vous expliquer qu'ils se battent, qu'ils proposent un combat sans avoir des raisons directement intéressées, et ça contre une énorme majorité qui est contrariée dans ces rites traditionnels de la famille? C'est la première. Qu'est-ce qui les pousse, tous ces gens-là,
dans une lutte qui n'est pas la leur. Pour traduire selon la synthèse allemande, deci întrebarea era cum totuși sunt politicieni care nu împărtășesc alegerile și opțiunile acestea care terfelesc realitatea legii virii a familiei, cu toate că nu împărtășesc în viața lor personală aceste lucruri, ajung să fie susținători în vedere politic și legal a acestor situații. L'écrivain anglais Chesterton parlait d'idées chrétiennes devenues folles. L'écrivain anglais Chesterton disait que l'idée maturée chrétienne paraissait devenir une véritable nébunie. Je crois que l'idée d'égalité, qui est une idée d'origine chrétienne, cette idée que tous les hommes ont la même dignité puisqu'ils ont été créés à l'image de Dieu, peut devenir folle. Și această idee, nu această demnitate a umanității, nu, iată, am putea spune că poate să, să-și piardă simplul cugetul rațiunea, deci să devină nebunie. Cette idée qui donc qui veut que on pourrait autoriser ou légaliser l'alliation entre personnes du même sexe vient d'une idée d'égalité poussée à l'extrême, c'est-à-dire tout se vaut, tout est égal, donc on n'a pas apporté de jugement. Și această realitate nu a căsătorii, așa cum au spus acești politicienilor noastre, nu are ca origine o idee a egalității. Toată lumea e egală, toată lumea are aceleași drepturi. Și asta este dusă până la extrem. Alors, pourquoi est-ce que ça se produit en Occident? Il est d'ailleurs intéressant de voir que cette idée qu'on a autour de pour se centrer sur cette l'homosexualité. Je précise que l'homosexualité a toujours existé, elle existera toujours. Il y a 1, 2 ou 3% du genre humain qui peut être comme ça. Et je crois qu'il faut respecter les personnes. C'est la position de l'Église. Ce sont les actes qui sont condamnables, les personnes sont respectables. Maintenant, dans l'histoire, il n'a jamais existé. Il n'y a aucune société, aucun pays qui a donné une normalisation sociale, culturelle ou juridique à l'homosexualité. Cu siguranță că este o situație extrem de delicată, pentru că până acum, până în zilele noastre, nimeni n-a mai ajuns să pună în discuție această idee a egalității în aceste problematici de moralitate a legii, firii a legii omului, cum se petrece în zilele noastre. Cu siguranță că învățătura bisericii, pe cea bisericii catolice, nu, spune că actele acestea ale relațiilor omosexuale sunt condamnabile, dar homosexualitatea totdeauna a fost 1%, 2% din populația aceasta mondială poate să aibă această situație. Actele sunt considerate păcat, dar cu siguranță că persoana umană trebuie respectată și ajutată în sensul în care biserica împărtășește crezul ei, care nu chestiune de proprietate personală, ci este un preț care provine de la Dumnezeu. Où est-ce qu'on trouve cette revendication? C'est assez intéressant de le constater. On trouve ça en Europe ou en Amérique? Lucrurile acestea, foarte delicate, au o prezență în Europa și în America. La revendication, la normalisation de l'homosexualité n'existe ni en Afrique, ni dans les pays asiatiques, et surtout pas dans les pays musulmans. Și această idee că homosexualitatea trebuie declarată ca normalitate nu există ca problemă, pentru că nu se pune, în Africa, în Asia și mai ales în țările cu regim sau cu apartenență de cult la religia musulmană. Donc pourquoi cette crise du point de vue de la grande histoire? Moi je pense que c'est lié à une crise de l'homme je dirais occidental pris au sens très large, de l'homme blanc, même si c'est pas une question de couleur de la peau. Donc, această problematică e o problemă cu siguranță a omului occidental și care a depășit de mult simplele apartenențe de veche dată care puteau fi atunci considerate rasiste, cum ar fi culoarea pielii. La crise de l'homme occidental, elle répond à une multiplicité de causes. Je pense que c'est la crise d'une société qui croule sous les biens matériels, une société qui ne croit plus en Dieu, une société qui n'a plus d'autre
dimanche que des plaisirs immédiats. Peut-être să știți și constatați această criză a interiorității occidentale care se mărginește, din păcate, la realitățile materiale și care nu mai are niciun interes față de realitatea crezului interior și care nu face din plăcere țelul esențial al vieții. La question qu'on peut se poser, c'est combien de temps va durer cette revendication? Est-ce que cette idée ne va pas s'éteindre un jour? Moi, personnellement, comme historien, je tente à penser qu'un jour, cette idée va s'éteindre d'elle-même. C'est-à-dire que je pense qu'un jour, on rira à l'idée qu'on ait pu faire des lois autorisant les personnes de même sexe à se marier. On rira ou on pleurera. Je trage une verte chita historique que un lucru de genul acesta l-am dat să se stingă de la sine. Pentru că sperăm că nu vom vedea prea mult răspândirea acestor, să zicem, legiferări, cum că nu lucrurile pot fi permise în toate sensurile. Il est intéressant de voir comment les idées peuvent mourir. L'idée, par exemple, qui est une idée force, l'Occident, qui est une idée de lumière, c'est une idée de progrès, avec un grand P. On a cru les lumières, on a aussi ces idées que la vie, l'histoire, était un développement vers toujours plus de progrès. Și pot să dau un exemplu, apropo de fenomenele istorice în sine. De exemplu, Revoluția Iluminismul a adus ideea de progres cu majuscul, care nu încerca să spună nu că viața este întotdeauna o trecere, o creștere spre un progres mai mare, mai profund. Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? Nous avons eu deux guerres mondiales, nous avons eu le Goulag, nous avons eu Auschwitz, nous avons eu Hiroshima. Il est évident que le monde n'est pas allé vers un progrès inévitable. Et aujourd'hui, l'idée de progrès d'un grand pays est morte. Și vedeți cum în secolul al XX-lea, ororile pe care le-a generat, le-a cunoscut cu cele două războaie mondiale, cu Hiroshima, cu primele, toate părțile politice, nu? Cu siguranță că nu mai rezistă astăzi, de fapt, moartă această idee de progres care a fost, să zicem, propulsată cu Revoluția franceză. Donc ma conviction, c'est qu'un jour, cette revendication qu'on a autour de l'homosexualité s'éteindra d'elle-même. Mais quand, évidemment, on aimerait, tout le monde aimerait que ce soit l'année prochaine, ça sera peut-être dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas. Și cu siguranță că am vrea foarte mult să vedem această idee de prezentare a homosexualității ca un lucru egal și normal cu celelalte realități ale vieții, dar nu putem ști ca timp când se va stinge lucrul acesta. Cu siguranță vrea tot să se termine anul viitor, dar poate durează 10, 50 de ani, nu se știe. La vizie în chestion, j'avais une je connais assez bien vos livres et je me posais toujours la question en les traduisant le français. Comment s'explique qu'ils peuvent paraître en France? Je pense par exemple à l'exemple de Jules Mondron. Dans les années 50, après la publication du livre Sociologie du communisme, il a été pratiquement limogé de la vie culturelle française. Comment s'explique-vous, avec vos livres, qui ne sont pas écrits d'une perspective de gauche ou de droite, mais de la perspective, comme vous disiez, de la pensée droite, ont pu paraître en France sans provoquer des scandales. Cunosc destul de bine cărțile dumneavoastră. Cum se explică, ele fiind scrise nici din perspectiva dreptei, nici în a stângii, ci pur și simplu din perspectiva unei gândiri juste, nu suferiți o poziție deschisă în viața culturală franceză de azi, așa cum s-a întâmplat lui Jules Monron în anii 50, după ce a publicat o carte care, în contextul de atunci, a provocat scandal Sociologia Comunismului, unde explica exact monstruozitatea acestei ideologii. Et les résistants français dominantes sont minoritaires, mais ils existent en France. Nous sommes une petite équipe, on se serre les coudes et nous avons quand même quelques positions. Je suis moi-même journaliste au Figaro Magazine, qui est un grand magazine français. Certains d'autres de mes confrères ont des émissions à la télévision ou à la radio.
nu sunt pe tot fel izolați. Aș vrea să vă spun că totuși rezistența continuă, chiar dacă suntem un grup unit din care fac și eu parte, sunt colegi de-ai mei care presă, eu sunt la Pitaros, spuneam în Sevilla, dar și la radio și la televiziune, încercăm să rămânem perseverenți și consecvenți asupra practic apărării lucrurilor corecte și care salvează, să zicem, omenia. Notre, nos meilleurs défenseurs, ce sont nos lecteurs, parce que le système français est un système, il y a quelque chose d'un petit peu comparable à l'ancien système communiste, c'est un système de mensonges. En fait, ça passe quoi ? Une sorte de chape de plomb qui est sur la réalité. Mais la réalité, c'est que la majorité de la population ne pense pas comme pense le politiquement correct. Și cred că cel mai bun lucru este că cei mai buni apărători ai noștri sunt cititorii și atunci în felul acesta, faptul că oricum totalitarismele de orice fel introduc un clopot care izolează conștiințele, că toate aceștia, oamenii aceștia rămân și ei consecvenți în a căuta ceea ce spunem, în ceea ce scriem, în ceea ce ne exprimăm. Cititorii României vă cunoaștem începând cu anul 2005 și am avut prilejul să vă adâncim anumite probleme pe care le puneți, probleme atât de controversate de multe ori în lumea aceasta noastră și, dacă vreți, chiar aspecte de tabu, probleme dificile. M-ar interesa care este opinia dumneavoastră la ceea ce înseamnă raportul memorie-istorie și care este viziunea pe care o aveți cu privire la identitatea națională. Vă mulțumesc mult și sper că, fiind în preajma episcopului nostru, Mihai, veți putea să cunoașteți, venind pentru prima oară în România, și câteva aspecte cu privire la martirii bisericii noastre greco-catolice. Vă mulțumesc! On parle d'une citation du professeur Vladimir Tismanano qui disait que nous vivions dans un siècle de relativisme et de relativisation. Vous venez de parler de relativisation des institutions, de la culture, de l'école, de la famille. Le public, la crise de la démocratie aussi. Et puis, madame vient de dire aussi que le public roumain vous est reconnaissant. Et grâce aux éditions Humanitas, on a pu, depuis 2005, connaître vos livres et on a pu les approfondir. Et un peu dans l'esprit de vos livres, la question qu'elle vous pose, c'est d'abord, quel est le rapport entre la mémoire et l'histoire? Une première question. C'est drôle. Il ne faut pas confondre la mémoire et l'histoire, les deux domaines sont distincts. L'histoire, c'est la science du fait, chronologiquement, la mémoire est liée plus à une sensibilité. Ça peut être une sensibilité personnelle, ça peut être la sensibilité d'une famille, ça peut être la sensibilité d'une communauté. Nu este același lucru istoria cu memoria. Memoria este în primul rând o sensibilitate și ea aparține unei persoane, unei comunități. C'est pour ça que l'historien doit être sensible à la mémoire, mais il doit aussi s'en tenir un petit peu à distance. Par exemple, un témoin qui va témoigner sur un événement, eh bien, va en témoigner avec sa sensibilité propre, avec ses blessures propres, avec son histoire à lui. Or, l'histoire, c'est la synthèse de multiples visions et de multiples témoignages. Deci, istoricul trebuie, pe de-o parte, să fie sensibil la memorie, dar, pe de altă parte, trebuie să mențină o anumită distanță, pentru că masterul este implicat în această istorie, vine cu rândurile lui, cu
credința lui, pentru că istoricul trebuie să facă un fel de sinteză mai obiectivă a pour prendre un exemple facile et caricatural, mais pour vous faire comprendre, si vous interrogez sur ce qui s'est passé dans les camps de concentration pendant la guerre, si vous interrogez un ancien nazi ou si vous interrogez un ancien rescapé, eh bien, il ne va pas vous raconter la même chose. Pour donner un exemple simpliste, si vous demandez un supraventuel ou un lagon de concentrare qui a été experiența lui, el va da un răspuns diferit de cel pe care îl va da un nazist. Le travail de l'historien, ça va dire qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce que va dire l'ancien nazi, qui peut dire des éléments de vrai au milieu d'une vision fausse, et même s'il a participé à un système criminel, et aussi qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le témoignage de l'escapé, qui même peut se tromper pour des bonnes raisons, mais peut dire des choses fausses. Și datoria istoricului este să vadă ce anume e adevărat, pentru că poate să fie și cât un element de adevăr în relatarea nazistului, care, sigur, e mânat de o viziune criminală și a participat la un sistem criminal, dar e posibil și el să aducă informații care sunt reale. Și în același timp, istoricul e dator să vadă că și în mărturia supraviețuitorului a victimei poate să apară și un element fals, care nu e neapărat rău intenționat, este explicabil, dar trebuie identificat. Voilà pourquoi l'historien doit à la fois utiliser la mémoire et en même temps s'en méfier, la tenir à distance. Il doit analyser la mémoire. Il doit notamment se défier de cette transformation de la mémoire à travers les générations. Les gens qui ont souffert tentent à transmettre le mémoire de leur souffrance à leurs enfants. Mais on arrive à des gens qui témoignent à la deuxième, troisième génération, et là on n'est plus du tout dans la vérité. Istoricul trebuie de asemenea să-și păstreze rezerva față de memoria transmisă din generație în generație. Pentru că cei care au suferit anumite experiențe au tendința să le transmită fiilor lor și atunci mărturia celei a doua sau a treia generație se îndepărtează foarte mult de realitate. Un istorian doit avea această regulă importantă, care este că statutul de bourreau n'est pas un statut ereditar. Le statut de victime n'est pas non plus héréditaire. Ceea ce trebuie să țină minte istoricul este că statutul de călău nu are caracter ereditar, după cum nici statutul de victimă nu are caracter ereditar. Doamna Dumca? La seconde question, il y avait aussi une seconde question sur l'identité nationale, quelle est la place de l'identité nationale? L'identité nationale dans le débat d'aujourd'hui, dans le contexte de vos ambitions concernant l'identité nationale. Alors, vous me posez des questions gigantesques, il faut que je réponde en une minute. En deux minutes, si ça peut. L'entrepreneur dit ça, il dit que c'est la carte qui peut se répondre en deux minutes. L'Europe s'est lancé, les pays européens, ce sont les premiers, vous savez, c'est l'Europe occidentale, se sont lancés dans un processus d'unification de l'Europe, et qui ensuite a gagné l'ensemble de l'Europe jusqu'à la Roumanie dans les années récentes. Țările Europei Occidentale s-au angajat într-un proces de unificare, care mai târziu a cuprins și țările și întreaga Europa, și inclusiv România, în anii recenți. On ne croit pas que ce processus était légitime. Il est normal que des pays qui ont un héritage culturel, civilisationnel commun trouvent une entente politique, économique. Se poate spune că există rațiuni pentru a dori această unitate, că țările care au o moștenire comună culturală pot să-și dorească să pună în comun și viața economică. Maintenant, je crois que le processus européen n'abolit pas les nations, les réalités nationales. Je crois que le processus européen ne abolit pas les identités nationales. Vous êtes roumain, mais vous êtes aussi européen. Je suis français, mais je suis aussi européen. Je
dumneavoastră sunteți român, dar sunteți și europeni, eu sunt francez, dar sunt și european. Mais les deux réalités sont vraies, c'est-à-dire que quand je suis dans votre pays, surtout entre chrétiens, eh bien, je me sens bien accueilli, mais je veux dire que je suis aussi différent de vous. Ambele réalités sont adevărate. Eu, când vin în România ca francez, mă simt bine primit, mai ales între creștini, dar, pe de altă parte, sunt diferit de dumneavoastră. Maintenant, si je suis en compagnie d'un Roumain en Arabie, par exemple, je vais me sentir très très proche du Roumain par rapport aux Arabes. Dar dacă voi fi împreună cu un român în Arabia, de exemplu, mă voi simți foarte, foarte apropiat de român în raport cu Arabia. Donc voilà pourquoi les identités nationales, elles sont légitimes, elles existent, ce sont des héritages de l'histoire. De aceea, identitățile naționale sunt legitime, ele sunt moștenire ale istoriei. Dans un monde de paix, il faut trouver comment ces identités peuvent s'articuler avec d'autres nations dont on est proche par la géographie, par l'économie, par les intérêts politiques. Dar într-o lume a păcii, trebuie văzut cum se pot articula aceste identități în domenii economice, politice și așa mai departe. Ensuite, chaque identité nationale est particulière. L'identité nationale française est très éprouvée, elle a été le choc de migration a été quelque chose d'assez fort en France. En France, l'identité nationale a souffert d'un choc puternic prin fenomenul immigration. Même si la nation française ne se définit pas par un élément ethnique, il y a un élément culturel dominant qui s'est construit avec le temps et des populations nouvelles n'ont pas encore intégré cet héritage culturel. Deși Franța nu se definește prin elementul etnic, există totuși o moștenire culturală cu care populațiile nou sosite de emigranți nu se identifică. Donc là aussi, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Vouloir rêver d'un monde où les frontières seraient fermées est illusoire. De toute façon, ça n'est pas possible et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Eu nu cred că e posibil o lume în care frontierele să fie închise și nici nu cred că este de dorit. Mais un monde où les frontières n'existeraient plus du tout, où les pays seraient comme des gares où on entre avec sa valise et en permanence on repart, ça n'est pas non plus tenable dans la durée. Dar nici nu cred că pot fi abolite cu totul frontierele și că țările pot fi șterse cu totul în sensul că poate să aparțină unia sau alte ea. Donc c'est à chaque nation de défendre elle-même ses propres intérêts selon ses équilibres. Maintenant, l'identité nationale ne tient pas seulement à la population, il tient à l'histoire, il tient à la foi commune, ce que je dis tout à l'heure, il tient à l'héritage chrétien de ce point de vue-là, est évidemment dans toute population d'Europe et pour nous très important. Deci e sarcina fiecărei națiuni să-și apere identitatea și interesele și nu este vorba de doar de o comunitate etnică, ci de o moștenire comună culturală, în primul rând, în care creștinismul are un rol deosebit de important în Europa. De ce point de vue-là, si je suis personnellement, je me sens très européen, parce que il y a d'autres pays, je suis français, mais il y a des pays européens dont je suis proche, par l'amitié, par les centres d'intérêt intellectuel, mais je regrette que l'Europe officielle, l'Europe des institutions, celle de Bruxelles, etc., n'accepte pas la dimension chrétienne de notre histoire. Je me sens européen, je me sens apropié de certaines pays en Europe, en plus, où j'ai des prieteni. Și cred că instituțiile europene, Bruxelles, nu recunoaște această identitate creștină a Europei. Cette négation de l'histoire est une négation de la réalité, que l'Europe soit liée au islamisme, que ses racines soient chrétiennes, c'est une évidence d'histoire, il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour le dire, c'est un constat. Această istorie este evidentă. A nega această istorie înseamnă a nega realitatea. E o constatare pe care poate să o facă oricine, nu numai creștinii, faptul că rădăcinile Europei sunt creștine. Aș vrea să moderez puțin, deci au fost șase întrebări. Da.
mai multe semne, deci doamna Monca și părintele paroc la urmă. O simplă remarcă, să o traduc și oaspetului, pentru că nu mai e timp să rămânem după aceea în casă, deja ora e înaintată. Aș vrea să vă spun că iată scopul pentru care anul acesta școala de rugăciune s-a concretizat în jurul unor oaspeți care ne-au făcut cinstea și onoarea de a fi mijlocul nostru. Deci, punct ochit, punct lovit, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și două întrebări, doamna Dunca, părintele paroc, je viens de leur dire că l'intérêt de l'école de prière, même si pour vous ça peut être un peu étrange l'école de la prière, mais on a bien bavardé, ce n'est pas du bavardage, mais c'est trouver des raisons un peu de notre foi, de notre témoignage chrétien, par des personnages qui ont une mission publique, donc encore plus responsables que nous dans la vie personnelle et privée, et ils ont compris ce type de rencontre de cette année, et à cause de ça, ils ont été assez généreux pour faire des demandes. Et je donne la parole à la fin à la présidente de Médecins catholiques, Jules de Carès, Madame Dunca, et la dernière demande appartient au curé de cette église. Voilà. Am auzit cu îngrijorare că în Italia se pune problema interzicerii obiecției de conștiință a medicilor în domeniul abortului și al eutanasiei. Și aș vrea să vă întreb, credeți că se poate merge atât de departe încât și acest drept să fie luat? Donc, je suis médecin et je suis un peu ce qui se passe en Italie et semble-t-il que la situation au niveau de l'objection de conscience va être mise en discussion. Et est-ce que vous croyez qu'on peut arriver jusqu'à ce degré de dégradation, si on peut dire, sur la liberté de conscience, par exemple, sur l'avortement. La question de l'avortement est une question gravissime, je n'ai pas besoin de vous le dire, et sur laquelle nos papes, depuis 30 ans, alertent. Et le phénomène a emporté, on peut dire, toute l'Europe, c'est-à-dire que l'avortement qui était massivement refusé par les sociétés civiles, par les législations, est devenu un phénomène légal dans pratiquement toutes les nations occidentales. Cu siguranță e un fapt foarte, foarte grav. Cunoașteți că până la un punct, nu, societatea civilă ținea în frâu această realitate a avortului, dar în momentul în care s-a cetat și s-a acceptat, nu? Iată, trăim această tragedie. Și astăzi, la ora actuală, toate țările practic occidentale au subscris legislației pro-avort. Il est très plus grave de constater que c'est le mauvais côté de l'Europe, les institutions européennes poussent dans ce sens-là à légitimer, non seulement à autoriser partout, à autoriser le plus largement possible, et même à interdire, au fond, la contestation de l'avortement. Si un système, bien entendu, si la taste, c'est mon inclinatie à la politique européenne, non? Care încurajează o legislație pro-avort și cu atât mai mult cu cât se observă și faptul că se încearcă impunerea legislației pro-avort acolo unde nu este mai restrâns sau unde de fapt n-a fost până în momentul prezent. Vous pouvez faire un parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'homosexualité. Si on regarde, l'avortement reste fortement interdit dans le monde africain. Il n'est pas totalement interdit dans le monde musulman, et ce n'est pas une idée en vogue dans le monde asiatique. Aș vrea, ca să vă răspund, să fac o paralelă între realitatea discutată înainte de problema homosexualității. Problema avortului este o chestiune care nu se pune deloc în... Problema avortului nu se pune deloc în Africa, este complet interzis în țările de religie musulmană și este foarte slab luat în considerare, puțin luat în considerare, în țările asiatice. C'est déjà sur la question de l'avortement aussi, on retrouve une fois de plus la crise de conscience de l'Europe occidentale.
pe fondul acestei probleme a avortului, de fapt, se manifestă criza conștiințelor Europei Occidentale. Il ne sait plus ce que c'est que l'homme. Nu se mai știe ce înseamnă omul. Il ne sait plus ce que c'est que l'homme, puisqu'il dit que le petit qui est dans le ventre de sa mère n'est pas un homme, puisqu'il n'est pas né. Pentru că se spune că acel micuț care este în sânul mamei nu poate fi considerat om. Contre l'observation du simple bon sens, c'est évident, nous avons tous ici hérité des fœtus. Cu atât mai mult cu cât toți, nu toți suntem și inclusiv noi cei de față, am fost la un moment dat în stadiul acesta de a fi fetuș. Un fœtus est un homme. Un fœtus est un homme. Donc, pourquoi moi, ultimement, moi je pense, personnellement, la question elle est physique, elle est philosophique, elle est même métaphysique, je crois que l'homme occidental ne sait plus ce que c'est l'homme parce qu'il ne croit plus en Dieu. Nu este doar o problemă fizică, zice chiar o problemă metafizică și, de fapt, problema se restrânge în momentul în care vedem că ne mai împărtășim crezul religios, adică credința în Dumnezeu, lucrurile acestea se decadă de la sine. On retrouve, Jean-Paul II a dit un jour que l'homme contemporain, il voulait dire l'homme occidental aussi, comme si Dieu n'existait pas. Jean-Paul II, să ne amintim, spunea că despre omul occidental se trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar exista. On trouve là que c'est un lapsus, je voulais dire, je suis fatigué. Crime et châtiment. Dostoïevski, c'est la fatigue. Dostoïevski disait, si Dieu n'existait pas, tout est permis. Dacă Dumnezeu n-ar fi, totul ar fi permis, spunea Dostoïevski. Donc, je pense pas ultimement que cette crise, la légalisation de l'avortement, la banalisation de l'avortement, est liée au fait que nous ne savons plus, nous, pas nous ce soir, mais notre société, notre culture, notre civilisation, ne sait plus ce que c'est que l'homme, parce qu'il ne sait plus ce que c'est que Dieu. Deci, toată societatea în care trăim, nu mai știe să definească omul cu adevărat, pentru că nu mai știe ceea ce înseamnă realitatea și puterea lui Dumnezeu. De ce moment-là, je pense que le chrétien a un rôle essentiel, fondamental, non seulement de témoignage, mais de combat, d'engagement. Derrière les papes l'ont fait, encore tout récemment, le pape François revient très régulièrement sur cette question. Nous avons, contre vents et marées, que ça plaise ou non, à dire non, l'avortement n'est pas acceptable. Je crois que ici est très importante, mărturia creștină și generală, adică comunitară, dar și mai ales mărturia personală, privată, în a nu lăsa steagul jos în ceea ce privește mărturia noastră și, totodată, chiar și necesitatea angajării într-o luptă care să apere viața și, în pe urmele învățăturii, mai ales a ultimilor papi, nu chiar și Papa Francis, recent a spus că mergem contra vânturilor și amareilor, dar trebuie să apărăm valorile lui Dumnezeu. Mais pour que ce soit crédible et entendu, ça ne peut s'accompagner en même temps que d'un geste d'engagement de charité envers les femmes qui sont dans la difficulté. Pour ça que il faut soutenir les œuvres qui aident les femmes en difficulté, les jeunes filles en difficulté, pour essayer de les aider à porter la situation dans laquelle elles sont. Cu atât mai mult cu cât a fi creștin, a fi păstători a Evangheliei, presupune că niciodată nu condamnăm persoana, ci atitudinile și păcatul în sine și că trebuie să avem caritatea să susținem tot ceea ce e posibil ca lucrurile acestea să nu se întâmple sau, în cazul care din nefericire se întâmplă, să putem crea și acele locuri unde să fie ajutat mai ales femeile care trec prin aceste momente sau să le ajutăm în momentul în care eventual s-ar pune problema cu un avort, adică să le ajutăm să facă discernământul cel bun. Și Părintele Baru. În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru seara frumoasă pe care ne-am avut-o și să îi doresc multă sănătate și putere de muncă și dânsului și familiei frumoase cu care a fost binecuvântat de Dumnezeu. În al treilea rând, vreau să urez sărbători fericite, învierea Domnului, femeia credinței noastre, să-i găsească sănătoși pe dânsul și familia dânsului.
Și dacă mi este permis, întrebarea pe care am mai pus-o, cum comentează afirmația lui Andrei Malraux, secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc? Donc, trois choses qui font appel à sa mission de Québec. On voulait les prendre en vous disant un grand merci d'être ici ce soir avec nous. D'abord, il est tout content et vous souhaite tous les biens du monde à vous-même, santé et aussi le pouvoir de poursuivre votre mission. Vous et votre famille aussi, il est content de vous entendre. Peut-être faire de ses enfants. Et troisièmement, il vous fait le vœu pour la résurrection, qui est la base de notre foi, c'est-à-dire vraiment le fondement de notre foi. Et la demande, c'est une demande qui le préoccupe beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire comment est-ce que vous commentez en deux mots l'aphorisme de Malraux que le 21e siècle sera chrétien ou ne sera pas. La formule exacte de Malraux que le 20e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et je ne peux pas la référence à des femmes qui ne sont pas filles spirituelles sans ou pas filles. Il disait ça du 21e siècle, hein, je veux dire. Moi, je pense que la spiritualité compte beaucoup dans notre siècle. Le monde ne veut pas le voir, mais si on regarde les grands chocs culturels, politiques et même économiques, au fond, derrière, il y a quelque chose de spirituel. Toute la question géopolitique de l'islam, c'est une question qui est liée à la spiritualité, par exemple. Là, je commence à être aussi. Ouais. Donc, le problème est que de fapt exprimă această realitate a crizei într-un fel și care pun, iată, în comparație realitatea trecătoare a celor care se văd cu realitatea spirituală? Moi, je crois que si on prend par défaut aussi, si on prend les crises financières qui ont eu ces dernières années, si on pose crise financière, crise du dollar, crise de l'euro, les pays dont ils sont menacés de faillite, et on s'aperçoit que les populations sont perdues parce qu'au fond, l'argent est devenu leur dieu. Assistăm și la un anumit fel de a percepe însăși criza. Vorbim de criză politică, de criză materială, de criza burselor. Vedem că totul pare să se concentreze în jurul unor realități care pot părea importante, dar care sunt perisabile și lucrurile acestea ne dezavantajează. Or, c'est une illusion, parce que l'argent, c'est un faux dieu. Il y a trois faux dieux dans notre époque. Il y a l'argent, il y a le sexe, et il y a le pouvoir. Mais ce sont des faux dieux. Cu atât mai mult cu cât, iată, trăim epoca Dumnezeilor falși sau a idolilor, banul, sexul și puterea. Et je crois, moi, personnellement, que l'homme aspire à Dieu. D'ailleurs, c'est inscrit dans sa nature. Cu toate acestea, cred cu fermitate că omul, ca așa neputință și ignoranță, are o profundă aspirație spre Dumnezeu. J'ai dit tout à l'heure, notre temps ne croit plus en Dieu, mais c'est pas les hommes qui sont coupables en soi, c'est toute l'époque, c'est tout un climat intellectuel, il y a eu une rupture de la transmission de la foi. Aici aș ieși puțin din realitatea omului în sine și aș vorbi și aș aminti și realitatea aceasta a universului în care trăim, unde practic se trăiește această renegare a prezenței lui Dumnezeu. Donc ma conviction personnelle, c'est que je pense que la foi reviendra, j'en suis certain. Non. Maintenant, nous sommes dans une période, nous traversons, c'est comme un tunnel que nous traversons, nous ne voyons pas clair, il fait nuit, nous ne savons pas quand nous allons sortir du tunnel. Personnel, sunt convins că va renaște credința, chiar dacă acum suntem într-un tunnel, căreia poate nu vedem capătul, credința va renia. Mais quand on est dans un tunnel, il y a une certitude, c'est qu'il y a une sortie. Dans une bonne certitude, il y a une certitude. Donc moi, allons ensemble vers la sortie.
respect pentru cei care vor mâine să asiste la dialogul dintre oaspetele noastre și domnul Horia Roman Patakievici la orele 19 la Librăria Comandantar Cismigiu, sub titlul Înapoi la Argument. Puteți cu siguranță vedea și alte fațete ale lucrurilor pe care domnul Sevilian le spune. Grand merci, lăudați Iisus, o seară bună, spunem încă o dată Tatăl nostru și Născătoare de Dumnezeu.